Cu evlavie și rugăciune, așa aș petrec unii copii vacanța de vară. Dacă unii părinți cheltuie mii de lei ca să-și ducă odraslele la mare, munte sau în taberele din țară, alții preferă o altă odihnă pentru ei. Îi duc la mănăstiri, să le mai stăpânească din emoții și din elanul distracțiilor. Cum se simt copiii și ce fac ei acolo, vedeți în reportajul ce urmează. Șapte băieți cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani din raionul Sângerei au venit să-și petreacă o săptămână din vacanța de vară la mănăstirea din Țigănești, după ce i-a îndrumat preotul din sat. Pe lângă faptul că se odihnesc spiritual, participă la slujbele religioase, tinerii ajută pe slujitorii mănăstirii la muncile din curte. Trebuie să-i măturat și depinde cum măturați, după asta la scăldat. Ne trezim la ora 8, plecăm la slujbă. După ce ne apucăm de lucru. Așa ce lucrați? Mătrăm trătoarele, încărcăm creangă și multe altele. Așa după? După ce e la masă și la scaldat. Care e diferența uite de mănăstire și de tabără? De, păi la tabără tot timpul te joci, însă aici ajutăm și toți preoții, pentru că binele nu îl faci pentru ei, îl faci pentru tine, deoarece Dumnezeu știe că dorești să facem bine și El ție toți va da bine. Ce-i drept, pentru a ajunge aici, copiii au fost nevoiți să uite pentru un timp de telefoane mobile, computere sau televizor. Dacă mă puneam la calculator, puteam mult ușor. Și acum cum stai pe calculator? Da, e mai bine, că nu fără-mi vederea. Deși acceptă să ducă un mod mai evlavios de viață în rugăciune și post, băieții spun că nu se văd viitori preoți sau călugări. În fiecare zi trebuie să te scoli dimineața, să pleci la slujbă, să faci rugăciuni și apia seara la vicernie, ești obosit. Și bisericile din capitală organizează activități pentru micii enoriași. De exemplu, la Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe lângă Universitatea de Stat se desfășoară diverse ateliere de creație. Trei zile pe săptămână copiii vin aici ca să picteze, deseneze sau să modeleze diverse obiecte. Haideți să facem cu toți o ciupercă, care este mai ușor de făcut deja. Cred că fiecare dintre voi poate. Picii sunt încântați de activitățile de aici. Am făcut niște ciuperci, o babă de zăpadă și o lumânare. Și îți place așa să modelezi? Da. Am făcut un furgușor, am fost la muzeu, am învățat rugăciuni și ne-am distrat pe afară și am făcut avioane. Copiii sunt monitorizați de 5 voluntari. Aici m-am oferit pe vară, ca să stau cu copiii care doresc să facă diferite activități, lucruri. Acasă îi plictisesc, dar așa, când sunt mai mulți, deja e altceva, e alt anturaj. Slujitorii bisericii spun că activitățile de acest gen sunt necesare pentru dezvoltarea copiilor. Mănăstirea noastră, cred că și alte mănăstiri, îi primesc pe toți, inclusiv și copiii, care este și viitorul nostru. Deci ne stărim ca pe toți să primim bine, pe cât se poate, mai mulți vin băieții. Vin în timpul vacanței și în special vara. Le organizăm mai multe activități, fac rugăciuni, cântări, excursii prin oraș, în special la monumentele istorice și la edificiile sacre din orașul vechi. În perioada estivală, la mănăstirea din Țigănești, își petrec vacanța anual în jur de 20 de copii. Atât vacanța la mănăstire, cât și atelierele de creație sunt gratuite.